Cămătar și proxeneți în vizorul DICOT, procurorii au efectuat 10 percheziții domiciliare pe raza județului Giurgiu, în care au descoperit peste 78.000 de lei și 16.000 de euro, precum și titluri de proprietate și contracte de vânzare-cumpărare. Perchezițiile au avut loc pe raza municipiului Giurgiu, respectiv a comunelor Putineiu, Izvoarele și Slobozia, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat. În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2019 pe raza municipiului Giurgiu a funcționat un grup infracțional organizat pe principiul unei veritabile întreprinderi infracționale constituită pe criterii familiale, condusă de pater familias, respectiv liderii grupării și care a avut ca scop obținerea de venit impresionante prin comiterea unor infracțiuni de camătă, șantaj, fals în înscrisuri sub semnătură privată, proxenetism și spălare de bani, spun procurorii DICOT. Modul de operare al cămătarilor consta în identificarea unor potențiale persoane dispuse să ia împrumuturi cu titlu de camătă, restituirea banilor era cerută în mod violent. În cazul în care persoanele care au împrumutat bani cu camătă nu puteau restitui sumele stabilite inițial cu liderul grupării, acesta proceda la executarea lor silită. Atunci când debitorii erau în imposibilitatea restituirii dobânzilor fixate, erau amenințați și agresați fizic de către liderul grupului, acesta impunându-se prin fizicul impresionant, atitudinea și limbajul violent utilizate în relaționarea cu persoanele datornice, spun oamenii legii. 5 persoane au fost duse la sediul DICOT pentru audieri, urmând să fie dispuse măsuri legale împotriva suspecților.